di speranza, pace el mi ha dato, mi ha scolato in suffle, tot păcatul che, prin sângele vărsat pe cruce lor, quello meu, mântuit pe Domnul prea măresc, mântuit spre cer călătoresc, mântuit cu el în cer voi fi, el m-a salvat și mă păzește în orice zi. Judecata grea, eu sunt prea fericit cu Domnul pururea. Mântuit pe Domnul prea măreț, mântuit spre cer călătoresc, mântuit cu el în cer voi fi, el m-a salvat și mă păzește în orice zi. El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Iubiți frați și surori, cu ajutorul Domnului, urmează să începem slujba sfântă din această dimineață, timpul de învățătură biblică, de cântare, de laudă, de închinare înaintea lui Dumnezeu. După timpul de rugăciune pe care l-am avut, dorim din toată inima Domnul să ne binecuvânteze și în continuare. Și având nevoie de ajutorul Domnului, știind că fără El nu putem face nimic, vom sta în închinare și vom cere binecuvântarea Domnului peste întreaga lucrare din dimineața aceasta și peste tot ce se va face în acest loc. Haideți așa cum stăm ridicați să ne închinăm și în comun să ne rugăm și să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Amin. Haideți să rămânem ridicați și urmează ca fratele Luci Surs să citească un pasaj biblic din care mai apoi, la timpul potrivit, va avea un mesaj pentru noi. Să rămânem deschiși și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Voi da citire textului rânduit pentru învățătura noastră din ziua de astăzi, de la pagina 1102, Romani, capitolul 8, începând cu versetul 14, până la versetul 27. Romani, capitolul 8, începând cu versetul 14, până la versetul 27, pagina în Biblie 1102. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori,
moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele de vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru, căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile și haideți pentru început să cântăm dintr-o cântare în comun, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să facem lucrul acesta din toată inima.
Cred că e o binecuvântare să ne revedem, să fim din nou împreună și în această dimineață de har, o dimineață pe care Dumnezeu a îngăduit-o în viețile noastre. De aceea, frați și surori, din toată inima vă salutăm pe toți cu multă dragoste și tuturor vă spunem bun venit încă o dată în locul acesta binecuvântat. Aș vrea să putem spune lucrul acesta până la capătul vieții, atâta timp cât Domnul ne va ține pe pământ, Dumnezeu știe ce va fi în viitor, ori de câte ori suntem în locul acesta, ne salutăm. Cred că e o bucurie să ne revedem și așa ar trebui să fie pentru fiecare. Fiți binecuvântați de Domnul și în același timp, cu aceeași dragoste, îi salut și pe musafirii noștri, ori de unde ar fi, pe cei care privesc la noi, oriunde s-ar afla și doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Și în dimineața aceasta vrem să învățăm din cuvântul Domnului, vrem să cântăm laudele Domnului și să ne apropiem de Cel Preanalt. Și personal, și cred că asta e gândirea fiecăruia de aici, eu doresc ca Domnul să privească la noi și Domnul să ne binecuvânteze. Mai spun o dată, Domnul să ne binecuvânteze. Dacă nu vă doriți binecuvântarea Domnului, e problema dumneavoastră. Eu doresc lucrul acesta, Domnul să binecuvânteze biserica. Și în această dimineață Dumnezeu să lucreze aici. Dumnezeu să-și facă lucrarea. Când Domnul își face lucrarea, Evanghelia e însoțită de putere. Oamenii sunt cercetați, străpunși de cuvântul lui Dumnezeu, vindecați, eliberați, pentru că aici stăm înaintea Dumnezeului celui veșnic, nu înaintea bisericii, nu înaintea religiei, nu înaintea penticostalilor, nu înaintea cântăreților, stăm înaintea lui Dumnezeu, care e din veșnicie în veșnicie, și aceasta e dorința mea de fiecare dată când venim la biserică, Dumnezeu să cerceteze și să lucreze. Haideți pentru început să ascultăm corul bărbătesc cântând pentru slava Domnului, iar apoi corul de fete se va închina și va lăuda numele Domnului. Viața mea, sigur pe stâncă.
Thank you.
Vom asculta fanfara cântând pentru slava Domnului, după cântarea de fanfară din nou corul bărbătesc îl va lăuda pe Domnul, iar după aceste două cântări să ne deschidem inimile și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu vestit de fratele Luci, Sur, și dorim din toată inima Domnul să ne binecuvânteze în continuare. Amin. Sus la tronul tău,
și călăuză pe pământ de fi, ca odată sus la tronul tău, fericit să fiu și el. Am plecat spre patria de sus, unde ne așteaptă mirele Iisus. Glorie Iisus, tu povara lumii.
vom cânta, miluința noastră în har o vom avea. Aleluia! Slavă lui Iisus! Prin providența lui Dumnezeu, astăzi stau înaintea dumneavoastră și trebuie să învăț și să vă învăț despre nădejde. De obicei vine partea teoretică și apoi vine partea practică, examenul scris. În cazul meu, lucrurile au stat puțin altfel, dar îi dau slavă lui Dumnezeu, că cel știe cum să împletească toate lucrurile. El a știut că am nevoie să aprofundez acest cuvânt numit nădejde, să aprofundez în Scriptură, să înțeleg mai mult, ca să ne întărim cu toții pe calea Lui, să nu cădem de oboseală sau de deznădejde și zic, Domnul să ne ajute la aceasta. Mai întâi de toate vreau să vă spun și să vă aduc aminte că stăm înaintea cuvântului Lui Dumnezeu. Nu stăm înaintea cuvântului unui învățător al legii sau unui rabin evreu. Nu stăm înaintea părerilor unui om, ci stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri. Slăvit să fie Domnul! Stăm înaintea acestei cărți. Sunt multe cărți în lumea noastră, s-au scris sute de mii, poate milioane de cărți, dar aceasta este singura carte pe care a scris-o Dumnezeu pentru noi. Fiecare cuvânt de aici este cuvântul lui Dumnezeu. S-au ridicat unii oameni și au spus că nu toate cuvintele sunt cuvintele lui Dumnezeu, că nu totul e inspirat, ci prorocii au vorbit, au primit doar o revelație, au primit doar o imagine și cu cuvintele lor au spus aceste lucruri și au scris Scripturile. Dar vreau să vă aduc aminte ceea ce spune cuvântul în 2 Petru, capitolul 1, cu 20. Fiindcă mai înainte de toate, să știți că nicio prorocie nu se tâlcuiește singură. Pentru că nicio prorocie, spune, n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Sunt cuvintele lui Dumnezeu, toată Scriptura, 2 Timotei 3 cu 16 și 17, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să mustre, ca să învețe, ca să îndrepte, ca să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru o lucrare bună, pentru orice lucrare bună, mărit să fie Domnul. Avem cuvintele lui Dumnezeu spuse prin proroci, dar mai mult, iubiții mei, avem, spune cuvântul în Evrei, după ce în vechime a vorbit părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Aleluia! Avem cuvintele Domnului Iisus, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor peste toate lucrurile și prin care a făcut și veacurile. Lăudat să fie în numele Domnului Iisus. Avem cuvintele Lui și Domnul Iisus a spus ucenicilor Săi, ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Prorocii, spune în 1 Petru, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor lor și căutărilor stăruitoare. Ei căutau să vadă în ce vreme și în ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor li-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi și pentru noi în dimineața aceasta. Pentru noi, spuneau ei, aceste lucruri care v-au fost vestite prin cei care v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer, în care chiar și îngerii doresc să privească, slăvit să fie Domnul. Ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud, că-și vă spun, a spus Domnul Iisus, că mulți proroci și sfinți din vechime și oamenii prihăniți, că mulți proroci și împărați au dorit să audă lucrurile care le auziți voi și nu le-au auzit. Și au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Împărăteasa de la amiază zi a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Bărbații din Ninive s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Dar noi avem aici cuvintele aceluia care este mai mare decât Solomon și mai mare decât Iona. Cuvintele Fiului lui Dumnezeu, Iisus din Nazaret, Hristosul, Mesia, slăvit să fie numele. De aceea să ne apropiem cu o inimă deschisă, să ne apropiem cu credință deplină, să ne apropiem cu bucurie. Că putem vedea, că putem auzi aceste lucruri și zic, Domnul să fie slăvit. Despre nădejde vreau să subliniez trei lucruri. Primul lucru care l-am observat când mi-am adâncit
inima să cunosc mai mult despre acest cuvânt. Am văzut că el mereu, acest cuvânt, nădejde, vine împreună cu alte două. Vine împreună cu credința și vine împreună cu dragostea. În întâia epistolă către Tesaloniceni, Apostolul Pavel le spune, capitolul 1, versetul 3, ne aducem neîncetat aminte înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Lucrarea credinței, osteneala dragostei și tăria nădejdii. Iar în 1 Corinteni, capitolul 13, Apostolul Pavel vine și le spune corintenilor, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic, sunt un chimval zângănitor, o aramă sunătoare. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, și chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea și aș da-o pentru hrana săracilor, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, nu-mi folosește la nimic. Dacă n-am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Dragostea nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acum spune la sfârșit că dragostea crede totul, nădăjduiește totul, acoperă totul, suferă totul. Și acum, spune cuvântul, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Iarăși împreună, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare este dragostea. Când mă uit la această ordine, credința, nădejdea și dragostea, îmi dau seama felul de a lucra. Nădejdea vine în urma credinței. Credința lucrează în viața noastră nădejde. Iar nădejdea rodește dragoste. Nădejdea aduce în viața noastră și în inima noastră dragoste. După cum scrie și în Epistola către Coloseni, capitolul 1, începând cu versetul 3, mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, spunea Apostolul Pavel, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Iisus Hristos, despre dragostea care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelia care v-a fost vestită, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și asta din ziua în care ați cunoscut harul, ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr, slăvit să fie Domnul. În urma auzirii, în urma cunoașterii harului lui Dumnezeu, în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu a venit credința. Iar credința aceasta a lucrat o nădejde pentru ei în ceruri, o nădejde care îi aștepta în ceruri, aveau în inima lor Colosenii. Și această nădejde, din pricina acestei nădejde, ei erau plini de dragoste față de toți sfinții. Și zic, Domnul să lucreze în inima noastră și nădejde și dragoste, căci nădăjduiesc, căci cei care suntem aici în dimineața aceasta, și mă rog, ca să fim cu adevărat dintre aceia care cunosc harul lui Dumnezeu în adevăr. Amin? Acestea trei vin împreună mereu. În definiția credinței din Evrei 11:1 găsim scris și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Poate când privim la această definiție ne gândim că credința vine în urma nădejdii. Zice, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Dar aș vrea să privim cu atenție, aici sunt cele două fețe ale credinței. Sunt cele două credințe despre care vorbește și Apostolul Pavel când zice că în Evanghelia lui Dumnezeu se găsește o credință care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. În primul rând, credința mântuitoare face reale promisiunile, făgăduințele și lucrările lui Dumnezeu care sunt nevăzute, le face reale pentru inima noastră. Prin credință le vedem, prin credință le cunoaștem, prin credință ajungem să ni le însușim făgăduințele lui Dumnezeu, căci zice, este materializarea, este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Aceasta este credința care aduce mântuire. Iar apoi,
credința de zi cu zi care lucrează în viața noastră și rodește în viața noastră, este această credință care este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite și zic Domnul să ne umple de credință. În primul rând vreau să subliniez acest lucru, că sunt aceste trei mereu împreună. În al doilea rând, aș vrea să pun o întrebare. Ce este nădejdea? Ce este nădejdea? Sau în lumina Sfintei Scripturi, ca să nu încercăm să găsim o definiție, în lumina Sfintei Scripturi, când spun aceasta că nu vreau să aduc o definiție, fac o paranteză aici, vă rog, dacă cumva cineva înțeles că poate vorbesc mai de sus și disprețuiesc, dacă cineva aduce o definiție din dicționar, să nu creadă nimeni că e cazul acesta. Și eu, când va fi nevoie, voi aduce definiții din dicționar. Dacă cumva am vorbit, poate fără zmerenie sau n-am vorbit destul de clar, vă rog să mă iertați. Nu vreau să aduc la adresa altor vorbitori vreo blamare sau să creadă cineva că vorbesc de sus. Zic, Domnul să ne umple de zmerenie pe toți. Amin. O definiție am găsit în Sfânta Scriptură. Și nu pot să întreb ce este nădejdea, ci spun cine este nădejdea. Bazat pe ceea ce am găsit scris, pot să întreb în dimineața aceasta cine este nădejdea pentru noi creștinii. În Ieremia 14:8 spune profetul, tu, adresându-se lui Dumnezeu, tu care ești nădejdea lui Israel, tu care ești nădejdea lui Israel, mântuitorul lor la vreme de necaz, spunea profetul către Dumnezeu, pentru ce stai ca un străin în mijlocul nostru? Ca un trecător care a intrat numai să petreacă noaptea în el, ca un om încremenit, ca un viteaz care nu poate să ajute. Pentru ce stai așa în mijlocul nostru și nu ne dai ajutorul tău, spunea Ieremia lui Dumnezeu, tu care ești nădejdea lui Israel. Iar în psalmi găsim mereu, Domnul este nădejdea mea, tu ești întotdeauna nădejdea mea, spunea David în psalmul 25. Tu ești nădejdea lui Israel. Și spune cuvântul, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului. El este nădejdea noastră. De aceea nădejdea noastră este o nădejde vie, slăvit să fie Domnul. Pentru că nădejdea noastră este o persoană, nădejdea noastră nu este un cult, nădejdea noastră nu este o filozofie, nădejdea noastră nu este o învățătură, nădejdea noastră este o persoană și ea este vie în vecii vecilor, căci este Iisus Hristos, Hristos în voi, nădejdea slavei, o nădejde care nu-i doar în mintea noastră, o nădejde care e cu noi și în noi, mărit să fie Domnul. Hristos în voi, nădejdea slavei, binecuvântat să fie Domnul. El este nădejdea noastră. El este adevărata nădejde, mărit să-i fie numele în veci. Și este o nădejde care nu înșală. Poate să fie nădejde care înșală? O, să poate. Să spui nădejdea în ceva și să fii înșelat. Să spui nădejdea în cineva și să te dezamăgească. Să poate. În Psalmul 146 spune cuvântul, lăudați pe Domnul. Laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Dumnezeu cât voi fi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi trăi. Nu vă încredeți, nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Israel. Ferice de cine își pune nădejdea în Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele. El ține credincioșia lui în veci, slăvit să-i fie numele. În Ieremia 17:5, Dumnezeu spune, blestemat să fie omul care se încrede în om și care se sprijină pe un muritor. Căci el este ca un nenorocit care locuiește în pustie și nu vede venind fericirea. El locuiește în locurile alți ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Căci spune cuvântul, el este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcina spre râu. Și când vine seceta, nu se teme și frunzișul lui rămâne verde, chiar în timpul secetoș. În timpul secetos rămâne verde și aduce roadă neîncetat. Domnul să ne ajute la aceasta. O nădejde adevărată, iubiții mei, este nădejdea care este zidită pe credință adevărată.
În primul rând, o nădejde adevărată este zidită în Dumnezeu și este pusă pe Dumnezeu și facem din Dumnezeu nădejdea noastră. Și o nădejde adevărată este nădejdea care vine din credința adevărată. De aceea și în acest text începe spunând că și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Dacă umblăm călăuziți de Duhul, aducem roada Duhului, roada neprihănirii, care este sfințirea și ca sfârșit avem viața veșnică. Dacă ascultăm de roada, de firea pământească, avem roade de care ne este rușine, că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Deci toți cei ce umblă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi să ne punem întrebarea și să ne răspundem în inima noastră. Îi nădejdea noastră adevărată? Adeverește Duhul cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu? Avem această credință adevărată, experiența aceasta a nașterii din nou? Îi întemeiată credința noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos? Astfel, dar, fraților, fiindcă avem prin sângele lui Iisus o intrare slobodă în locul preasfânt, spune în Evrei 10, fiindcă avem o intrare slobodă în locul preasfânt prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, care și-a de la dreapta măririi, să ne apropiem cu inimile curățite, stropite, cu credință de plină, cu inimile curățite și stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăială la tăria mărturisirii, la mărturisirea nădejdii noastre, spune cuvântul. Să ținem fără șovăială la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Suntem noi plini de nădejde dimineața aceasta? Haideți să ne punem o întrebare, cu aceasta vreau să închei. Să ne punem o întrebare, fiecare în dreptul lui. Suntem noi plini de nădejde? Suntem noi plini de nădejde înaintea mormântului? Când îi punem pe cei dragi în mormânt? Nădejdea că într-o zi îi vom revedea? Nădejdea că într-o zi vom fi în nou Ierusalim, despre care am cântat la timpul de rugăciune? Suntem noi plini de această nădejde vie? Că într-o zi vom fi acolo unde nu va mai fi moartea, nu va mai fi durerea, nicio lacrimă, unde toate lucrurile vor fi făcute noi de Domnul nostru? Suntem noi plini de nădejde înaintea necazurilor acestor vieți? Avem în noi nădejde aceasta, avem în noi credința aceasta care o avea Avraam? Spune că Avraam, nădăjduind împotriva oricărei nădejde, l-a crezut. El a crezut și a ajuns tatăl multor neamuri, după cum este scris, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă nu a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, și nici la faptul că Sara nu putea să aibă copii. El n-a fost slab în tărie, el nu s-a îndoit prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. De plin încredințat că el ce făgăduiește poate să împlinească. Avem noi credința lui Avraam? Avem noi dragostea lui Iov? Dragostea aceea pentru Dumnezeu, reverența aceea față de Dumnezeu, dragostea aceea sfântă care l-a făcut să strige: Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Nădejdea aceea lui Iov, care a zis: știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Ochii mei îl vor vedea, nu ai altuia, și el îmi va fi binevoitor. Mărit să fie Domnul, îmi va fi binevoitor, fiindcă l-am iubit și am rămas în dragostea lui, am păzit cuvântul lui până la capăt, l-am iubit, am fost plin de nădejde și am rămas credincios lui. Am rămas în el, pentru ca la arătarea lui să nu fim despărțiți de el. Cel mai frumos verset din Scriptură, în Ioan 15, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Cel mai important verset pentru noi creștinii, să rămânem în Iisus Hristos, cum mlădița nu poate să aducă roadă. Dacă nu rămâne în viță, nici noi nu putem aduce roadă. Lipsiți de El, nu putem face nimic. Domnul să ne ajute să rămânem în El. Avem noi această credință? Avem noi această dragoste? În Roman 5 spune, și fiindcă am intrat în această stare de har, prin credință, suntem plini de bucurie și ne bucurăm în nădejde, în nădejdea slavei lui Dumnezeu, și ne bucurăm chiar și în necazuri. Pentru că știm că necazul nostru lucrează răbdare. Răbdare aduce biruință în încercare și biruința aceasta aduce nădejde. Și nădejdea aceasta nu înșală. Din nou avem credința, nădejdea și apoi spune, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, slăvit să fie Domnul. Din nou, credința, dragostea, nădejdea, fac o casă bună, merg mână în mână, mereu le găsim împreună. La sfârșit am să închei cu două versete. 1 Petru, capitolul 1, versetul 13.
De aceea, urmează acelor versete care vi le-am spus la început, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, de aceea, pentru că avem așa har, pentru că avem așa făgăduințe, pentru că vedem lucruri așa minunate și auzim lucruri așa minunate, pentru că avem o așa mare și minunată mântuire și o părtășie așa de minunată, de aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea Domnului Iisus Hristos. Aleluia! Iar în Roman 15, tot versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți plini de nădejde. Amin. Vă invit să vă ridicați și haideți să lăudăm pe Domnul cântând dintr-o cântare în comun. Câteva zile
Urmează să citesc cuvântul Domnului pentru al doilea mesaj din această dimineață și așa după cum v-am obișnuit în ultimul timp, vă invit să deschidem împreună Scriptura la Cartea Galateni, capitolul 5 și voi citi de la versetul 17 până la versetul 21. Pagina în Scriptură 1143, haideți din nou să ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu cu respectul cuvenit. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuzit de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să reocupați locurile și urmează corul mixt al bisericii să se închine și să cânte pentru slava Domnului. După cântarea corului mixt vom asculta corul de fete lăudând pe Domnul cu o altă cântare.
Domnului Sfânt.
prezint acum programul bisericii noastre și slujbele bisericii pentru săptămâna în care tocmai am intrat și o să vă rog să fiți atenți pentru că și de data aceasta am de făcut multe anunțuri. După masă la ora 6 vom fi din nou aici și cu ajutorul Domnului după masă vom primi vizita fratelui păstor Daniel Chiu din Chicago. Nădăjduim ca Domnul să-l ajute să ajungă cu bine. Am înțeles că are un program foarte încărcat, între programele din această zi va merge și la Hațeg. Nădăjduim să ajungă aici în timpul potrivit și să ne bucurăm împreună. Apoi mâine fiind luni la ora 5 avem timpul de consiliere spirituală, la 19, ora 7 seara, programul tineretului la demisolul bisericii. Marți la 7, orele 19, timpul de rugăciune. Iar după rugăciune aș vrea să ne întâlnim toți cei care suntem angrenați în departamentul acesta de vizite la bătrâni și bolnavi, după ce se va încheia rugăciunea, vom sta puțin de vorbă. Joi la 7 seara, orele 19, programul de peste săptămână, slujba sfântă. Apoi sâmbătă, începând cu ora 5, vom avea întâlnirea cu tinerii bisericii, așa după cum am anunțat cu multe săptămâni în urmă. Și mai rog, dacă mai sunt tineri care nu s-au înscris, și cred că e foarte bine să participe în această zi să se înscrie și mă refer aici la adolescenți și la tinerii căsătoriți care au până în 5 ani de căsătorie, cred că ce se va discuta se potrivește foarte bine și pentru ei. Duminica viitoare de la 9 la 12 slujbă sfântă în casa Domnului, apoi de la ora 6 după masă, ca și în această zi, slujba de după masă. Și vreau să vă spun că duminica viitoare la slujba de după masă vom avea o colectă specială pentru Agenția Pentecostală de Misiune Externă. Am hotărât lucrul acesta în cadrul ședinței de comitet. Vrem să ajutăm lucrarea Domnului și în această direcție, așadar să fim pregătiți. E foarte importantă această lucrare și cei care misionează în afara țării fac o lucrare bună și bine primită de Dumnezeu, o lucrare la care nu sunt chemați toți și nu se înhamă toți. Folosesc cuvântul acesta, trebuie să apreciem această lucrare și, bineînțeles, să o susținem și din punct de vedere financiar. Frați și surori, vreau să vă anunț acum că a plecat din această lume, a trecut în veșnicie, sora Ana Palaga, după 74 de ani trăiți pe acest pământ, Domnul a chemat-o acasă. Și ca urmare acestui lucru, am organizat slujbele după cum urmează. În seara aceasta, la ora 7, la Capela Cimitirului Bujac, vom avea o slujbă de priveghiu. Am organizat și frați care să meargă să predice cuvântul Domnului și cântăreți și nădăjduim să se facă lucrarea lui Dumnezeu. Iar mâine seară, la ora 8 de data aceasta, tot la Capela Cimitirului Bujac, a doua slujbă de priveghiu și dacă lucrurile rămân neschimbate, înmormântarea sorei Ana Palaga va avea loc marți, cu ajutorul Domnului, începând cu ora 2 după masa, orele 14. Bineînțeles, dacă nu apare o altă modificare cu privire la înmormântare, nădăjduim să fie așa, între programe voi ști mai multe, însă așa am gândit lucrurile și sper să rămână după programul acesta, oricum slujbele de priveghiu așa vor rămâne. Deci, după masă, de seară, de fapt, la ora 7 și mâine la ora 8, orele 20, slujbe de priveghiu și mormântarea la ora 8. Haideți să fim parte a lucrării lui Dumnezeu și în această direcție. Nu știu dacă dumneavoastră țineți evidența, eu știu, în ultimul timp și anul acesta, foarte mulți frați în vârstă, mai ales în vârstă, au plecat la Domnul. Dumnezeu știe de ce e așa, noi trebuie să fim parte a lucrării lui Dumnezeu și în această direcție. Astea sunt anunțurile, să le ținem minte, să fim parte a lucrării Domnului și să venim mai să ne bucurăm la slujbele care se oficiază în biserica noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți! Urmează acum corul mic să mai laude pe Domnul, apoi fanfara și apoi vom asculta cuvântul lui Dumnezeu.
Thank you.
sunt stărit, eu s-au neclintit pe temeiul mântuirii, eu s-au neclintit unde sunt stărit, eu s-au neclintit pe temeiul mântuirii, eu s-au neclintit. Iubiți frați și surori, stimați ascultători ai Cuvântului Dumnezeu, de ceva vreme am început studiul acesta al faptelor firii pământești cu credința că este binevenită o astfel de abordare asupra Cuvântului lui Dumnezeu, cu credința că e bine să avem mesaje care se leagă și au aceeași tematică, și nu sunt mesaje disparate, fără conținut și fără legătură unele de celelalte, și cu credința că aceste lucruri ajută în viața noastră și în apropierea noastră de Dumnezeu. Și am vorbit în prima lecțiune biblică despre păcatele trupului, am vorbit apoi despre păcatele închinării, iar în această zi am ajuns la o altă temă de păcate, pe care eu le numesc păcatele vorbirii. Și din această categorie fac parte vrajba, cearta, dezbinările, certurile de partide, vorbirea de rău și minciuna. Chiar dacă aici în lista aceasta din Galateni 5 minciuna nu este specificată, există în alte pasaje ale Scripturii, ale Noului Testament, faptul că acest lucru, minciuna, este o faptă a firii pământești, și îl duce pe om afară din împărăția lui Dumnezeu.
Și cred că se încadrează foarte bine la păcatele vorbirii. În această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, mi-am propus să vorbesc despre vrajbă și ceartă. Unii spun că vrajba e ceartă și există definiții în care vrajba e sinonim cu cearta și oricum se poate spune și așa. Însă există și abordări de felul acesta. Vrajba e ceea ce omul are în lăuntru și este asemănată cu răutate și atunci când omul are răutate, el dă naștere la certuri. Dragii mei, vreau să definim ce înseamnă cearta, vreau să vedem tipuri de ceartă, vreau să vedem cauze ale acestor lucruri în viața oamenilor, efectele sau urmările certurilor în viața oamenilor și apoi vreau să vedem care sunt principiile biblice pentru evitarea certurilor. Cred că e foarte important pentru fiecare dintre noi să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Trăim într-o lume în care oamenii se ceartă și nu putem să ascundem lucrul acesta. Trăim într-o lume în care vedem atâta răutate. Cearta înseamnă un schimb de cuvinte aspre între două sau mai multe persoane. Și pornind de la această definiție, îmi dau seama că Biblia are dreptate. Și am citit, începând cu versetul 17 în această dimineață, și în finalul acestui verset se punctează următorul lucru: așa că nu puteți face tot ce voiți. Adică cearta nu are a face cu biserica lui Dumnezeu și cu oamenii care se închină înaintea lui Dumnezeu. Repet, cearta înseamnă un schimb de cuvinte aspre între două sau mai multe persoane. Măcar că unii vin și spun că există ceartă din dragoste și asta e benefică, măcar că unii vin și zic că e bine să te ceri din când în când, că asta înseamnă o relație stabilă și durabilă, pornind de la definiția aceasta, vreau să vă spun că nu se poate că acolo unde e dragoste, cineva să vină și să se certe și să aibă un schimb de cuvinte aspre, pentru că în felul acesta el face păcat. Noi trebuie să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem că cearta, indiferent de natura ei, nu are a face cu omul lui Dumnezeu. Există câțiva termeni grecești care arată spre ceartă și spre derivațiile acesteia. Ceartă în grecește înseamnă eris, vrajbă înseamnă ectra și mai există un cuvânt, eritea, care înseamnă neînțelegere. Și pornind de la acești termeni din limba greacă, îmi dau seama că vrajba poate fi și ceartă, dar e altceva decât cearta. Ați auzit de multe ori expresia, e un om așa de învrăjbit. Asta înseamnă că e un om așa de rău. Și când ai vrajbă în lăuntrul tău, aceasta înseamnă că e o atitudine a minții tale, a lăuntrului tău. Și apoi cearta e rezultatul acestei atitudini ale untrului tău. Și există aici o similaritate cu o roadă a Duhului Sfânt, sau de fapt cu două, bunătatea și facerea de bine. Bunătatea e ceea ce are omul în el, iar ca rezultat a bunătății, a ceea ce el are înăuntru, el face bine. Că dacă ești rău, n-ai cum să faci bine. Și dacă ești bun, nu poți face rău. Deci, dragii mei, să înțelegem aceste lucruri. Când omul e învrăjbit, are vrajbă, e rău înăuntru lui, el va da naștere la certuri. Și Biblia spune foarte clar, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sunt în afara împărăției Dumnezeu, după cum spune cuvântul Domnului. Haideți să vedem câteva tipuri de ceartă. Există cearta între clasele sociale. Cei săraci se ceartă cu cei bogați. Cei bogați nu numai că se ceartă cu cei săraci, și îi asupresc. Și în istoria omenirii lucrurile acestea sunt frecvente. Nu există generație de oameni de la începutul lumii și până astăzi în care să nu fi fost ceartă de felul acesta. Dar lucrurile nu se opresc aici. Există ceartă pe bază de etnie.
Există certuri pe bază de naționalitate. Și Biblia nu învață lucrurile acestea. Unii spun, eu dacă sunt român, trebuie să mă cer cu vecinul meu. Alții spun, eu dacă sunt evreu, trebuie să mă cer cu cel de lângă mine. Alții vin și spun, eu dacă sunt dintr-o rasă umană, o consider mai pe sus de celelalte și trebuie să mă cer cu ceilalți. Și toate aceste lucruri nu aparțin lui Dumnezeu și voi lui Dumnezeu. Există ceartă pe bază de religie. Și nici asta nu aparține voi lui Dumnezeu. Oh, și câte lucruri rele au venit în urma certurilor de felul acesta. Cearta pe bază de religie, de naționalitate, de pătură socială, de clasă socială, certurile de fapt, de felul acesta au dat naștere unor atrocități de-a dreptul în istoria omenirii. Și toate acestea sunt păcate și n-au a face nimic cu voia lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, există ceartă în familii. Există certuri între soți. Și cum privim lucrurile aici? Că mai înainte am spus, că am auzit și eu pe unii zicând, pe atunci când se cearte soțul cu soția, ăsta e un, cum să spun, e ceva care arată că relația aceea e bună și durabilă și stabilă. Oare? Cearta nu poate fi făcută din dragoste, că atunci când te cerți, nu poți să spui soțului tău, așa de mult te iubesc. Sau invers. Sunt cuvinte aspre, sunt cuvinte dure, sunt situații de tensiune, de revoltă, și dacă acumulezi rău în tine, asta vei da. De aceea trebuie să fim foarte înțelepți și să nu fim parte a lucrării acesteia pe care diavolul o vrea între oameni și nu Dumnezeu. Dar mai există cearta, care e foarte grea, de la om la om. N-ați auzit oameni certându-se? Și nu pe motive de religie, de naționalitate, de clase sociale, de familie, chiar de biserică, că și în biserică sunt certuri. Și Dumnezeu nu vrea asta. Cearta asta de la om la om e foarte periculoasă. De aceea vreau să învățăm aceste lucruri. Acestea sunt câteva tipuri de ceartă. N-am timp să le număr pe toate, evident. Însă vreau să înțelegem substratul acestui pasaj și aceste învățături. Când Duhul Sfânt locuiește în tine și ești un om născut din nou, nu poți să fii un om rău. Ascultați-mă bine. Nu poți să fii un om rău, că ceea ce Dumnezeu așează în omul care s-a pocăit de faptele lui rele este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și roada acestui Duh Sfânt este cea descrisă în continuare în Cartea Galateni, capitolul 5, și înțelegem acolo facerea de bine, bunătatea. Oamenii răi se ceartă. Dragii mei, există o diferență clară între ceartă ca vorbe aspre între două sau mai multe persoane și mustrare. Și de foarte multe ori mustrăm, ne mustrăm copiii chiar în procesul educațional și este normal. Aia nu-i ceartă. Mustrarea înseamnă o sancțiune pentru un lucru făcut greșit, conștientizarea asupra unei greșeli. Mustrăm păcatul din viața oamenilor, asta nu-i ceartă. Și mustrăm pe oamenii care trăiesc în păcat, asta nu-i ceartă. Pentru că nu e rău să-ți educi copilul și să-i spui n-ai făcut bine și să-l așezi pe o cale bună, asta nu-i ceartă. Nu e rău să mustri pe unul care trăiește în păcat ca să înțeleagă că păcatul acela îl va duce la moarte și mustrându-l încerci să-l îndrepți, asta nu-i ceartă. Însă poate veni cearta și de aici, iar omul lui Dumnezeu trebuie să fie foarte înțelept și să nu dea concurs celui rău, pentru că diavolul aruncă săgeți. Și poate te trezești cu niște cuvinte dure, aspre, și dacă le răspunzi, ai început să te cerți. Ori omul lui Dumnezeu trebuie să fie foarte înțelept și să știe cum să-și așeze scutul pe care îl are de la Dumnezeu și să nu intre în ceartă. Deci, astea sunt câteva tipuri de certuri pe care noi vedem, le vedem în lumea în care trăim noi.
Și ele sunt mult mai multe. Și o să vedem unde duce cearta. Dar vreau să vedem cauzele certurilor, pentru că astea sunt foarte importante. Vă spun încă de la început că Biblia spune că cearta este urâtă de Dumnezeu. Cartea Proverbe, capitolul 6, de la versetul 16 până la versetul 19. 6 lucruri, spune Biblia, urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte și sunt enumerate. Și în finalul versetului 19, cel ce strânește certuri între frați. Dumnezeu urăște lucrul acesta. Și vrajba și certurile, repet, îl situează pe om în afara împărăției lui Dumnezeu. Haideți să vedem câteva cauze pentru ceartă. În primul rând, nebunia vorbelor sau lipsa înțelepciunii dumnezeiești. Proverbe 18:6. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Vorbele care nu sunt după voia lui Dumnezeu pot să aducă injurii și pot să ducă la ceartă. Și vine câte unul și provoacă pe cineva și începe să arunce vorbe neînțelepte, vorbe care n-au a face cu înțelepciunea venită de sus. Și celălalt începe să răspundă. Și gata-i cearta. Și gata-i cearta. Și cearta înseamnă conflict. Și cearta înseamnă probleme care pot să apară după aceea. Oamenii lui Dumnezeu n-au a face cu aceasta. Dacă vine cineva la tine și te provoacă, trebuie să nu-i răspunzi la fel. Ca să nu intri în antagonism, în ceartă, în conflict, în polemică, pentru că lucrul acesta duce la rău. Dragii mei, vorbele acestea dau naștere la certuri. Apoi, 2 Timotei, capitolul 2 și versetul 23, ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Vorbe nebune, neînțelepte, aici nebun, nu înseamnă un om fără minte, un om bolnav psihic, deloc. Întrebările nebune. Vreau să vă spun ceva, nimeni nu poate cunoaște Biblia 100%. Nimeni. Și există pasaje greu de interpretat în Scriptură. Și vin unii și pe mine mă întreabă, cum interpretez acolo? Ce va fi după aia? Cum va fi acolo? Și, dragii mei, putem cădea în panta în care întrebările acestea să aducă certuri. Ori trebuie să fim foarte înțelepți și atâta cât știm să răspundem, iar cât nu știm, spunem nu știm. Pentru că e mai bine așa. E mai bine așa. Că dacă intri pe terenul acesta, poți să intri pe un teren minat care să aducă ceartă și polemică și probleme. Deci nebunia vorbelor sau vorbele nebune sau întrebările nebune pot da naștere la certuri. Și întrebările acestea, repet, sunt catalogate, termenul acesta înseamnă rău. Nebun înseamnă lipsa răului, adică întrebările rele și vorbele rele. Știam pe unul undeva la țară, mergeam la un prieten al meu și când ieșea prin sat, se certa cu toată lumea și atâta înjura și atâta striga. Și eram copil când am văzut un comportament de felul acesta și mi-am dat seama că ăsta e un om neînțelept, ca să nu zic nebun, că nu e un om bun. Și din orice se certa, e o cauză a certurilor. Apoi, poftele firii pământești pot să dea naștere la certuri. Spune Iacov în epistola sa, în capitolul 4 și versetul 1, de unde vin certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre? Nu vin oare din poftele voastre? Și se referă aici la poftele firii pământești. Atunci când poftești lucruri pe care Dumnezeu nu ți le îngăduie și lucrurile acestea sunt luate poate de alții, pot să dea naștere la certuri astfel de lucruri. Și firea pământească nu te îndeamnă spre roada Duhului Sfânt. Te îndeamnă spre ceartă și spre răutate. Și oamenii care fac lucrul acestea nu sunt bine priviți de Dumnezeu. Ce lacom strânește certuri? Proverbe 28:25. Lăcomia. Numai eu și celălalt nu. Și dacă el a pus mâna pe ceva, mă cer cu el pentru că aș fi vrut eu.
Dragii mei, aceste lucruri dau naștere la certuri, poftele firii pământești. Apoi, o altă cauză a certurilor, mândria. Mândria. Orgoliul. Că dacă un om e smerit, acela nu se ceartă. Că dacă un om e smerit, el știe să facă pasul înapoi. Și cearta nu poate fi decât între două persoane sau mai multe. Poate o mână să se spele fără cealaltă? Chiar dacă o bagi în apă, nu te poți spăla, trebuie să ai amândouă mâinile. Așa e și la ceartă. Trebuie să fie două sau mai multe persoane. Tu poți să fii rău în tine, dar dacă cel cu care vrei să te cerți e un om bun, un om smerit, nu vei avea cu cine să te cerți. Mândria a dus ceartă între oameni de atâtea ori și nu numai în lumea în care trăim noi, chiar și în biserică. Pentru că mândria te face să nu înțelegi locul în care te-a așezat Dumnezeu. Și când omul nu înțelege locul în care l-a așezat Dumnezeu, dă naștere la certuri de multe ori. Ceartă că celălalt cântă mai bine, că celălalt predică mai bine, că celălalt e mai bine îmbrăcat, că celălalt e așa și celălalt e așa. Și astea nu-s de la Dumnezeu. Astea nu-s de la Dumnezeu. Fac o paranteză. Îi aud pe mulți vorbind despre concurență în biserică. Părerea mea că nu există așa ceva. Singurul care e concurentul tău ești tu însuți. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, fiecare și are traiectoria lui lăsată de Dumnezeu. Și dacă înțelegi lucrul acesta, ferice de tine, și un om mândru nu-l poate înțelege, însă un om care lucrează prin smerenie, același înțelege locul, starea și situația în care îl cheamă Domnul și nu dă naștere la certuri. Fiecare dintre noi suntem provocați, de multe ori, poate voit sau poate nevoit, însă fiecare dintre noi știm cum, trebuie să știm cum să răspundem acestor provocări. Și da, uneori te rănesc oamenii, și da, uneori te rănesc vorbele, și pe Domnul nu l-au rănit? Și pe Domnul nu l-au bagiocorit? Dragii mei, acestea sunt câteva cauze ale certurilor între oameni. Apoi, așa cum am spus, ura și dușmănia. Ce să caute ură între copiii lui Dumnezeu? Cum are loc ura în lucrarea lui Dumnezeu? Nu se poate așa ceva. De multe ori aud certându-se frații de corp. Eu știu pe ce motive. Că mi-a luat jumătate din metru, că nu mi-a dat suma aia, că așa. Și acum eu vă întreb, frații care au trăit în aceeași familie, în aceleași condiții pe care părinții le-au avut, poate uneori au avut ce să mănânce, poate ori n-au avut așa de mult. Poate uneori au avut cu ce să se îmbrace, poate uneori nu. Pentru ce să se certe când ajung mari? Cearta nu-i de la Dumnezeu. De aceea opriți-o. Că nu mă înțeleg, nu știu, din ce cauză. Sunt multe motivele. Dacă ar fi să facem un studiu aprofundat, am stat foarte multe predici numai pe subiectul acesta. Însă eu vreau să vorbesc concis, echilibrat, așa cum am spus de la început, și ca să învățăm, nu să obosim pe nimeni. Eu vreau să spun lucrurile esențiale. Dragii mei, n-ar trebui ca între noi să existe motiv de ceartă. Uneori trebuie să știi să faci pasul înapoi. Și înțelept acela care știe să facă pasul înapoi. Pentru că nu dă naștere la certuri. Ura și dușmănia. Proverbe 10:12. Ura strânește certuri. Proverbe 6:14. Când răutatea este în inima unui om, acesta urzește lucruri rele într-una și strânește certuri. Oricare e un om rău, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Să fim foarte bineînțeleși. Și vom discuta și despre vorbirea de rău. Pentru că e un păcat grav al vremurilor în care trăim noi. Și lucrul acesta se petrec în toate sferele de activitate, inclusiv în biserică. Dragii mei, trebuie să înțelegem realitatea ca să ne pocăim și să venim înaintea lui Dumnezeu. O altă cauză a certurilor, mânia și iuțimea. Unii sunt așa de mânioși că imediat provoacă certuri. Ceartă în familie, ceartă din temir ce motiv, pe niște lucruri chiar bizare de multe ori. Păi omul lui Dumnezeu nu poate face așa ceva. Și suntem chemați uneori să lăsăm de la noi. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, acestea sunt câteva cauze ale certurilor. Nebunia vorbelor, întrebările nebune,
poftele firii pământești, mândria, ura și dușmânia, mânia și iuțimea. Un om iute la mânie, spune Proverbe 15:18, stârnește certuri, dar cine este în cel la mânie potolește neînțelegerile. Și da, pot să apară neînțelegeri. Și da, pot să apară probleme. Un om înțelept nu-i cel care provoacă probleme. Un om înțelept este cel care știe să le rezolve. Să înțelegem cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Haideți să vedem care sunt efectele certurilor. Poate oare cearta să ducă la bine? Știți când poate cearta să ducă la bine? Când singurul folos din ceartă este împăcarea. Când singurul folos din ceartă este împăcarea și apoi să nu te mai cerți. Dar de regulă, cei care încep cearta nu vor ajunge de multe ori la împăcare. Și haideți să vedem care sunt efectele. În primul rând, păcatul. E păcătos să te cerți, spune clar cuvântul lui Dumnezeu. Faptele acestea ale firii pământești nu sunt faptele pe care Duhul Sfânt le aduce în viața unui om. Că Duhul Sfânt nu te va inspira niciodată să fii rău. Sau să te cerți, să te mâni, să-ți vorbești de rău fratele sau prietenul sau colega sau colegul, nu! Duhul Sfânt nu te va îndemna la aceasta. Cel care stă în spatele firii pământești este cel rău, care l-a îndemnat, a îndemnat-o pe Eva și pe Eva prin, pe Adam prin Eva, la păcat, la neascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și, dragii mei, m-am gândit la un lucru. Adam, Eva, n-au luat toate fructele din pomul acela. Unul singur a fost de ajuns ca să fie socotiți ca păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Atenție mare! Păcatul este urmarea clară a certurilor între oameni. Apoi, supărarea, tulburarea. Când te ceri cu cineva, n-ai pace. Poate să-ți fie afectată chiar sănătatea. Și când oamenii se ceartă, de multe ori, unuia poate să-i se facă rău și poate chiar să pățească ceva grav. Tulburarea. Te tulbură așa de mult că nu mai ai pace în sufletul tău și poate că și parcă nu mai merg lucrurile bine în ziua aceea sau zile următoare sau poate chiar ani următori, că sunt mulți care de la o ceartă țin dușmănie ani și ani de zile sau poate chiar toată viața. Dați-mi voie să vă spun, eu cunosc situații în care a murit un frate și celălalt frate nu s-a dus la mormântarea lui pentru că s-au certat și toată viața au trăit în ceartă. Dragii mei, astea nu sunt lucruri de la Dumnezeu. Apoi, faptele rele. Când te cerți, poți să faci ceva rău. Chiar crime și ucideri. Pentru că conflictul acesta poate să dea naștere la o stare de felul acesta, în care oamenii să aibă conflicte fizice și unul să lovească pe celălalt și celălalt să moară și să fie acuzat. Și toată viața și-a distrus-o pe pământul acesta. Certurile nu duc la bine. Și apoi, pierderea mântuirii. Pierderea mântuirii. Pentru că cel care trăiește în ceartă, cel care are acest lucru, această faptă a firii pământești în viața lui, nu va câștiga mântuirea și va fi lăsat afară din împărăția lui Dumnezeu. Haideți să vedem acum câteva principii biblice pentru evitarea certurilor. În primul rând, trebuie să nu fim gata de ceartă. Și asta înseamnă putere interioară pe care o aduce Duhul Sfânt. Uneori poți să fii provocat prin vorbe aspre și grele. Atenție mare, nu intra în ceartă. Mai bine fă pasul înapoi, că vei fi mai câștigat. Mai bine să suferi chiar o cara, să nu-ți porți tu de grijă, ci să lași pe Dumnezeu să-ți poartă, chiar dacă ești acuzat pe nedrept, dar să nu te cerți, că nu duce la nimic bun. Nu te amesteca în ceartă. Spune Proverbe 26:17, un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește, este ca unul care apucă un câine de urechi. Dacă pui mâna pe urechea unui câine, să vezi ce va face. Va sări la tine și te va mușca. Uneori trebuie să avem grijă și să știm să nu intrăm în cearta care există între alți oameni. Pentru că nu aduce nimic bun. Alteori, ca oameni ai bisericii responsabili, trebuie să știm, să spunem, că oamenii aceia nu fac lucru bun și nu-i după voia lui Dumnezeu să se certe. Nu fi gata de ceartă. Nu te amesteca în ceartă, nu întreține cearta. Dacă în momentul acesta cineva de aici e certat cu cineva, are șansă de la Dumnezeu să oprească aceasta, să nu întreține cearta asta.
să se oprească și să se împace, oricare ar fi fost motivul care ar fi dus aici. Pentru că faptele acestea sunt faptele firii pământești și oamenii lui Dumnezeu n-au a face cu așa ceva. Dragii mei, cearta, v-am spus, nu aparține vieții bisericii. Marele Apostol Pavel, 1 Corinteni 11 cu 16, spune așa: dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. În biserica Domnului trebuie să fie dragoste, înțelegere, respect, bunătate și ajutor. Motivele care pot să ducă la ceartă, la antagonism, sunt motive create de cel rău, aduse de cel rău. Și în spatele certurilor nu-i Dumnezeu, e diavolul și duhurile pe care el le lasă, duhuri de ceartă, de multe ori. Și diavolul îi ațâță pe oameni și îi pun unii împotriva celorlalți. Îi pune unul împotriva celuilalt. Și în felul acesta sunt conflicte, sunt probleme și sunt încercări care duc la rău. Trebuie să știm aceste lucruri. Să ne ferim de ceartă și să ne lăsăm în grija lui Dumnezeu atunci când suntem poate discriminați, batjocoriți, ofensați și vorbiți de rău. Nu vreau să vă aduc eu acum câteva motive prin care eu am fost vorbit de rău, chiar în biserica aceasta. Am trecut peste ele și le-am lăsat, pentru că altfel puteam să provoc probleme și n-aș fi fost, cum să spun, rău dacă aș fi spus că oamenii aceia n-au făcut bine, pentru că știu ei că n-au făcut bine. Și a spus, eu nu-ți fac nimic, nu-ți zic nimic. Și am câștigat. I-am câștigat. M-am uitat la Domnul Iisus Hristos. Dacă El n-a deschis gura când a fost batjocorit, că Dumnezeu putea să trimită legiuni de îngeri, să-i nimicească pe evrei de acolo și pe romanii de acolo. Dar Domnul l-a făcut așa. El a acceptat totul pentru că a știut lucrarea lui Dumnezeu pentru viața lui. Dragii mei, încheiere, concluzie. Să ne ferim de ceartă și să ne lăsăm în grija lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Genesa 45 cu versetul 24. Iosif a spus fraților lor, apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis, să nu vă certați pe drum. Este încheierea mesajului meu în această dimineață. Frați și surori, pe drumul vieții nu vă certați cu nimeni. Frații lui Iosif ar fi avut multe motive de ceartă. Tu ai avut ideea să-l vindem. Tu ai avut ideea să-l aruncăm în groapă. Tu ai avut ideea asta și tu cealaltă. Și cearta putea să fie gata, să fie stârnită. Dar Iosif a spus așa, nu vă certați pe drum. Tineri dragi, n-aveți motive de ceartă. Frați și surori, în biserica lui Dumnezeu, cearta n-are a face și vrajba, și mânia, și neînțelegerile. Că așa cum am spus, dacă fiecare își cunoaște rolul și locul de la Dumnezeu, n-are cum să intre în ceartă cu celălalt. Dacă apare mândria și orgoliul, și pofta păcătoasă, și vorbele care nu sunt de la Dumnezeu, da, acelea pot să aducă și să dea naștere la certuri. Însă oamenii lui Dumnezeu nu au a face cu așa ceva. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 24 din 2 Timotei, capitolul 2, și robul Domnului nu trebuie să se certe. Oare robul lui Dumnezeu cine-i? Păstorul bisericii sau păstorii bisericii sau predicatorii? Robul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. În lumea în care trăim noi, nu există îngăduința aceasta, că cel mai mare vrea să pună mâna pe cel mai mic, cel mai bogat vrea să pună mâna și pe sărăcia celui care e sărac. Cel care se crede deosebit în ochii lui vrea să pună mâna pe tot ceea ce au ceilalți. Asta e lumea în care trăim noi. Ori în biserica lui Dumnezeu lucrurile nu stau așa. Plini de îngăduință răbdătoare. Când l-ai îngădui pe fratele tău care ți-a greșit? Când? Să te duci și să-i spui clar. Ai greșit față de mine. Dar eu spun lucrul acesta cu toată dragostea. Și spun lucrul acesta plin de îngăduință răbdătoare. Ca Dumnezeu să-ți vorbească, să te întorci la Dumnezeu și să fim frați în continuare. Pentru că în felul acesta, ascultați-mă bine, Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează. Unde-i dragostea? Mai există astăzi? Cearta nu are nimic a face cu ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Vrajba, ci lucrurile despre care voi discuta dățile viitoare.
Dragii mei, să fim foarte atenți. Foarte ușor putem cădea în direcția aceasta. Repet, are grijă cel rău să te ducă în direcții de felul acesta. Însă când ai Duhul lui Dumnezeu în tine, nu intri, nu intri. Te retragi din drumul acesta, că drumul acesta al faptelor firii pământești este drumul spre iad. Este drumul spre pierzare veșnică. Este drumul celor care nu-L caută pe Dumnezeu. Ori în Biserica lui Dumnezeu lucrurile stau diferit, fundamental. Și când ai Duhul lui Dumnezeu în tine, nu mai ești indezirabil voii lui Dumnezeu. Ești un om care ești dorit de Dumnezeu și în același timp ajutat de Domnul. Dacă te-ai certat până acum cu cineva, îți spun în această zi, învață, nu te mai certa. Dimpotrivă, chiar trebuie să răspunzi cu bine la rău. Și atunci când răspunzi cu bine la rău, poți să spui că ești pe calea Domnului Iisus. Nu suntem pe calea Domnului Iisus că avem o religie. Nu suntem pe calea Domnului Iisus că venim să predicăm. Nu suntem pe calea Domnului Iisus neapărat că venim să slujim. Suntem pe calea Domnului Iisus atunci când facem ceea ce a făcut Hristos Domnul. Și Domnul să ne ajute să facem așa. Și atunci venim să cântăm, să ne rugăm, abia așteptăm să ne vedem unii cu alții, să ne ajutăm unii pe alții și în felul acesta să facem lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, să nu ne certăm pe drumul acesta al vieții. Să nu iubim cearta. Să ne ferim de ea. Să înțelegem consecințele ei. Și să înțelegem că oamenii care fac așa sunt clasificați aparte de împărăția lui Dumnezeu și departe de fața Domnului. Și lucrul acesta trebuie să le știe chiar și tinerii. Și lucrul acesta trebuie să le știe și frații în vârstă și toți aceia care se închină și îl urmează pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute și să nu uităm că oamenii lui Dumnezeu nu sunt chemați la vrajbă și la ceartă, dimpotrivă, să fie blânzi, plini de îngăduință răbdătoare, să fie oameni plini de bunătate și oameni care fac binele. Și la asta suntem chemați. Și Biblia spune despre noi să fim cei dintâi în facerea binelui și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Frați și surori, acum vom încheia lucrarea Domnului. Vă invit să vă ridicați. Vă mulțumim lui Dumnezeu pentru că și în dimineața aceasta am avut parte de harul lui. Am fost aici la biserică, ne-am rugat, am cântat, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și credem din toată inima că se cade lucrul acesta și am avut parte de binecuvântarea Domnului. Haideți ca în comun să ne închinăm, să ne rugăm înaintea Domnului și apoi să ne încredințăm viețile în mâna lui Dumnezeu. Ne rugăm înaintea Domnului.